Pompierii hunedoreni au intervenit zilele trecute pentru a salva un câine care a rămas blocat într-o conductă de deversare lungă de 60 de metri, aflată la o adâncime de aproximativ 2 metri sub pământ. Intervenția pompierilor a durat 4 ore, fiind una destul de dificilă. Cățelușa dispăruse de mai bine de o zi când paznicul stației de sortare din Măceu a solicitat sprijinul pompierilor prin 112. Ajunși la locul intervenției, pompierii de la Bretea Română au realizat că patrupedul, al cărui lătrat abia se mai auzea, era captiv într-o conductă de deversare. Oricât au încercat pompierii să ajungă la cățelușă și pe la un capăt și pe la celălalt al țevii, nu au reușit, căci aceasta rămăsese blocată tocmai la mijloc, printre depuneri de reziduri. În sprijin, primarul comunei Bretea Română a trimis și un buldoi excavator în ajutorul salvatorilor. După 4 ore de muncă, s-a văzut și luminița din tunel, căci așa se numește cățelușa care, de data aceasta, a avut mare noroc fiind salvată la timp.